Bine v-am găsit din nou, dragii noștri prieteni. Așa, după cum puteți să vedeți în titlu, astăzi vă prezint rețeta de mici, de mititei românești. Practic partea a doua, pentru că în prima noastră rețetă o să vă las linkul în descriere, acolo aveți mititei din porc, vită, miel și porc și vită, miel, mă scuzați. Iar astăzi revin cu rețeta de porc și vită. Pentru aceasta, după cum vedeți, bineînțeles, eu am de făcut și niște mici cu porc, vită și miel și o să vă mai recapitulez și această rețetă. De ce trebuie să vreau să vă mai recapitulez? Pentru că este și din punctul meu de vedere și din punctul de vedere a clienților noștri, este cea mai răspândită, cea mai dorită deocamdată rețetă, se pare că, chiar dacă în România se pare cea mai consumată deocamdată, pentru datorită costurilor, este cea din porc vită. Pentru aceasta, haideți să începem cu proporțiile. Așa cum ați văzut, eu am avut acolo pregătită carnea de porc, de vită, de miel, condimentele respective, stocul respectiv care îl voi folosi. Cantitatea pentru porc și vită este următoarea. Eu tot ce vă spun acum vă spun la 1 kg. Este vorba de 650 de grame de vită foarte grasă, după cum vedeți acum eu tau vita, este foarte grasă, și este partea de brisket, cum îi spune aici în America, este pieptul de vită, unde este foarte gras, după cum vedeți și carnea este foarte marmorată, foarte grasă, și 350 de grame de porc, și carnea aceasta de porc să fie, trebuie să fie și macră, dar e bine dacă din ea jumătate aveți o carne de porc foarte grasă. Este ideal parte de ceafă, după cum vedeți asta este partea mea, parte de porc de ceafă, pe care ce fac eu acum? Eu acum o tau în bucăți mai mici pentru a putea pune la la a o toca. Deci parte de ceafă și parte mai grasă. În speță cel mai preferabil este dacă puteți să găsiți o fleică grasă, o carne mai grasă de porc, o să vă arăt imediat, să vedeți. Într-adevăr, la un mic de calitate, după cum vedeți, asta este o carne foarte grasă de porc. Vedeți, are o destulă grăsime. Dacă se poate și mai grasă, este și mai bine. Eu mai am încă parte de fleică, așa cum v-am obișnuit, vedeți, este o carne foarte grasă. Pentru că aceasta îi va da savoare și va da gust mititeilor noștri. Bineînțeles, continui în continuare să-mi tau carnea și să... după care mă voi duce și voi începe să toc carnea. Așa cum v-am spus, am revenit cu această rețetă de mititei, pentru că am vrut să vă dau și rețeta pentru această doar porc și vită, dar din punctul meu de vedere, nu puteți să vă luați după mine, puteți să nu vă luați. Credeți-mă, este o diferență între și este destul de mare la gust. Eu consider că sunt mai gustoși micii de porc, vită și miel. Eu am clienți care le place într-adevăr și doar vita și miel, dar asta este după gust. Folosiți un ciur foarte mic de tocat, oricum eu prefer să toc de două ori carnea, dumneavoastră puteți să o tocați odată, nu este greșit. De ce vă spun asta? Pentru că în momentul în care se toacă de două ori carnea, eu consider că atunci carnea se leagă mult mai bine. Aceasta este a doua parte, a doua oară când toc carnea, după cum se vede, este mult mai pastă deja carne decât în prima, după prima tocare. Voi continua să toc toată carnea de două ori, așa cum am spus. După care voi începe să-mi pregătesc condimentele. Ce vreau să vă spun privitor la condimente? Voi veni acum cu condimentele pentru vită și porc. Este vorba de sare 15 grame la kilogram. Tot ce vă spun la kilogram. Piper undeva la 4 grame. Ieni bahar 3 grame. Coriandru 3 grame, cimbru 4 grame, boia afumată circa 20 de grame, boia dulce 10 grame, asta este la 1 kg, bicarbonat între 15-20 de grame și chimen 1 gram. Dacă mai doriți, puteți să puneți opțional și ceva iute, boia iute sau pudră de chili. Este opțional, cum doriți dumneavoastră. Vreau să revin și cu condimentele pentru porc, vită și miel. Sare la fel 15 grame, piper 3 grame, usturoi. Usturoiul la fiecare este 50 de grame pe kilogram, chili powder 1 gram, cimbru 3 grame, ienibahar 2 grame, coriandru 2 grame, bicarbonat tot așa 15-20 de grame, boia 8 grame și chimen 1 gram. Bun. Așa cum v-am arătat și în prima mea filmare cu
micii. O să o găsiți acolo în descriere, în jos în descriere, o să vă rog să vă uitați acolo când doriți. Eu ce fac prima dată? Pun usturoi într-un blender, pun ulei, pun sare și îl blendez foarte bine, pentru că îl fac o pastă foarte, foarte, foarte fină. Uitați cum arată. Și automat nu se găsește nici cea mai mică bucățică de usturoi în mititelul nostru, având în vedere că l-am făcut și pastă, foarte pastă. Bineînțeles, tot usturoiul acesta, dar tot ce v-am spus 50 de grame de usturoi, este la kilogramul de masă de carne. Așa, peste care voi pune într-un vas, peste care eu folosesc un stoc de vită, voi pune stocul de vită. Diferența între stoc și supă de oase este enormă. Stocul se face din oase și carne, cu cartilaje, care este extraordinară. Și aceasta vă recomand, și cantitatea este idem la toate cele trei tipuri de mici, este minim 200 de mililitri la kilogramul de carne, dar eu vă recomand 220-230 la acesta cu porc și vită, pentru că este vită mai multă, vita absorbe mult mai multă zeamă și din cauza aceea. La restul puteți să mergeți 200-220. După cum ați văzut, am omogenizat foarte bine condimentele cu zeama respectivă. Încep să frământ carnea, să omogenizez carnea împreună. După care vin și pun toate aceste condimente peste carne și, bineînțeles, acum voi începe mixarea cărnii cu condimentele și, bineînțeles, unul dintre cele mai importante procese, și anume frământarea cărnii, care este foarte, foarte importantă. Dacă aveți un malaxor, este mult mai ușor, folosiți-l, pentru că trebuie să mixați undeva între 25-30 de minute. Ăsta este idealul, ar fi, pentru a face. Eu asta vă recomand pentru a ieși un mic de calitate și un mic bun. Nu ne vom opri numai aici. O să vedeți, la un moment dat va trebui să batem carnea. O să vedeți, o voi pune cele două, amândouă mâinile înăuntru în umplutură și voi lovi carnea, o voi bate, pentru că asta este procesul pentru a scoate absolut tot aerul din el. Eu nu am nevoie să am aer în mici. Vreau să fie pufoș, dar vreau să fie pufoș de la combinația de bicarbonat și cu zeama respectivă. Și apropo, eu pun circa 100-150 de mililitri de apă minerală. Asta este opțional, eu așa procedez. După care punem toată compoziția într-un vas și, pentru că nu vreau să se oxideze, pun folie de nylon pe care o lipez de pasta de mici, o acopăr cu folie de aluminiu și o pun la frigider pentru minim 24 de ore. Ideal ar fi să o țineți 2-3 zile. În fiecare zi trebuie scoasă de la frigider și trebuie frământată, pentru că extraordinar va fi micul, după aceea își va lua toate aromele. Aici vă arăt cum pun eu micii, nu cel mic, nici cel mijlociu, nici cel foarte mare, cu acest dispozitiv de la tunul meu pentru cârnați, eu prepar micii. Este cel mai simplu mod, e adevărat, eu am avut și de preparat undeva la un 250-300 de mici și normal, pentru mine a fost, este un mare ajutor acest tun. Nu o să puteți să-i faceți de mână, dacă vreți să fie ceva frumos, aspectos și elegant, faceți cu acest tun de cârnați, pentru că este foarte, foarte, foarte simplu. Îi puteți pune frumos așa, la aceeași dimensiune, cam aceeași gramaj, cam care este gramajul micului, între 65-70-72 de grame. Îi puneți frumos la caserolă, îi trageți cu folie de nylon peste și puneți la congelator și puteți ține câteva săptămâni în condiții extraordinare. Deci, asta este ceea ce cum preparăm noi micii. Credeți-mă, toate trei rețetele sunt extraordinare, sunt încercate, sunt fantastice. Eu v-am spus, plăcerea mea cea mai mare este cea cu mici, cu porc, vită și miel. Ăsta este sfârșitul nostru, să zic așa, muncii noastre de astăzi. Uitați cum mi-am pregătit eu caserole. Sunt frumos aranjate, pregătite. Urmează doar să le trag la folie și să le pun la congelator. Culoarea lor este extraordinară, credeți-mă, la gust sunt fantastici. Vă recomand, încercați rețeta noastră de mici, nu o să vă pară rău, așa cum am spus în primul video, eu am încercat foarte multe rețete până am ajuns la această rețetă și datorită feedback-ului clienților noștri am ajuns să am aceste rezultate și să folosesc aceste rețete. Am făcut și o mică prezentare, după cum vedeți, i-am pus câțiva pe grill și o să vedeți ce moi suculenți sunt micii noștri. Dragii noștri, vă mulțumim că ne urmăriți, că sunteți alături de noi.
ce pot să vă spun? Dați-ne, vă rog frumos, dacă v-a plăcut și acest video, un like, un share și un subscribe. Să ne vedem, să ne auzim cu bine. La revedere!